Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de My Career. Avem aici cu Sheimuci. Da, bă, nu l-am mai văzut de mult pe Sheimuci. A dispărut o perioadă din viețile noastre, dar se întoarce în glorie aici. Bă, dacă n-ar fi fost rivalitatea secretă, aș fi jucat off-camera meciul ăsta, probabil. Dar totuși, hai să vedem cum ne descurcăm. Ia să vedem aici, dar avem rivalitatea aceea secretă, bă. Bă, am câștigat Royal Rumble-ul data trecută. Cât de tare a fost asta. Am dat L1, bă, dar nu, e degeaba, de jur, chestia asta e degeaba. Să nu ascultați niciodată, că prostia asta nu merge, niciodată nu mi-a ieșit. Niciodată nu mi-a ieșit chestia asta, nu știu exact ce trebuie să faci, dar niciodată n-a mers stând pe asta. Că de ce dracu ar merge? Hai, mă-n pulă, serios, hai. Aoleu. Aoleu, bă, ușor, calmează-te, dracu. Așa, irlandezule, stai jos. Ia de aici, peste coițe, ale tată, palmă peste coițe. Palmă peste coițe. Hai să-i dăm drumul și să-l prind acum. Un close line, bun, așa, haide Sheimuci, hai Sheimuci, tată, sus, bang. Hai și pe coardă. E, nu prea sărim de aici des. Ia să vedem un salt. Haide, psycho, genunchi în gură. Genunchi în gură, în piept. Nu știu exact unde dracul a prins chestia, dar e bine oricum. Ce dracu a fost? De ce am ieșit în afară? Jocule? Trebuie să fie un pele kick acolo. Nu se iese în afara ringului. Jocul ăsta e foarte ciudat, bă. Deci e foarte, foarte ciudat. Oricum, hai să-l prinde pe Sheimuci. Mă prinde el pe mine. Normal, ca și jocul ăsta. Când vorbesc eu de ceva, se întâmplă exact opusul. Că, na. A făcut-o-s paștele, mătii. Mă dă acolo cu capul de colțul ringului. Du-te, dracu, ring, că e aproape 5. Hai, marci înapoi. Aoleu, acum intră și e bine. Totuși reușesc să... Sau iese la... Ok, asta n-am mai văzut. Bine, am mai văzut, dar foarte rar. Și nu mă așteptam tocmai la Sheimuci. Adică, serios... Mă rog, hai să intrăm înapoi. Adică, ia să vedem sus pe coardă, mă. Putem să-l prindem, ia. Haide, psycho, sare, psycho. Double axe handle ratat. Și direct în pumnul lui m-a oprit. Ca un dobitoc ce sunt. Măcar și-a folosit un reversal. Adică, pizda, măsi, știi. Oh. Ok, that's nice, 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 nice. Stai, mă, jos, mă, pulă. Te mă niște picioare în gură sau așa? Ei, hey, au fost două picioare, adică... Eu-s mulțumit! Cu ce facem? Psycho aici. Încă o dată pe asta? Poate prindești noi de data asta ceva? Haide, Psycho! Double axe handle, mai mult l-am călcat în picioare aici. Deci... Oare cum e bine? Ditai gheata în gură. Că na. Stai, mă, cum e. Opa, și am ajuns în dezavantaj cumva cu reversurile. Cum dracu? Ok, am calculat prost ceva pe aici, din câte se pare. Am luat fără energie asta. Asta nu rămâne amețit cu... Ai, bă, serios? Serios? Și acum nu mai am reversal și am belly pull-a pe scurt. Ok, bine. E bine că acum o să intre el în ring. E bine. Și totuși am mai salvat puțin din meciul ăsta, care pare destul de ciudat oarecum. Adică nu știu cum dracu am consumat toate alea deodată și el n-a dat niciuna. Adică e dubioasă treaba. Nu te mai atinge singur pe piept. Dă-te dracu de pulangiu. Așa. Hehehehe. Aproape de un signature move. Hai să scoatem manevra de reversal. Numai să și dea, dar nu dă al dracu. Când trebuie nu dă, mă. Uite, aproape s-a încărcat aia acolo. Hai repede, repede, repede. Na. O să fie o problemă. O mică mare problemă aici. Sheimuci. Ia, hai sus. Nu știu, să încerc un signature move. Cred că o să-l blocheze. Nu! Nu-l blochează! Ok, asta e bine. Asta e foarte bine. Shining Wizard acolo și hai să vedem. Și dacă îl putem prinde în Koji Clutch, probabil să fie finalul. Dacă putem... Normal că putem, cum dracu, bă, psycho, psycho. Adică, serios, până la urmă. Opa, dar n-am energie. Să nu vină punctul S de la... Aoleu, dar nici așa nu-l pot prinde. Serios. Punctul, a prins punctul. Tu punctul, mătii. Dar tot, poate mai am șanse. Ia să vedem. Șanse sunt. Atât de aproape. Este, bă. Sheamus cedează într-un final. O luptă grea acolo am dus. Foarte, foarte tare.
Bă, un meci bun, o pas, ceva se întâmplă, ceva se întâmplă, cine apare, ce apare, ce se întâmplă. Ia. Yeah. Wow! What the f... Dwayne, ce cauți aici, mă? The Rock? Ce caută The Rock aici? Ce dracu caută ăsta aici, mă? Da, păi normal, The Rock se întoarce numai la WrestleMania, tată. Ce cauți, mă, tu aici? The fuck? Ce? Stai, încerc să mă gândesc la ce legătură ar putea să aibă. Dar... Nu-mi dau seama de absolut nimic. Ce ar putea face The Rock în aceste momente? Normal, se urcă pe coardă să ridice mâna în sus. Că vărăsul le ridică pe amândouă, vărăsul care de fapt nu-i vărăsul, dar mă rog, ce WWE ține cont de logică, adică, serios acum? Ok, și în afară de să-l vedem pe The Rock, altceva se întâmplă? Opa, ușor, ușor, durule, calmează-te! Bă, ce? Stai, ce, la WrestleMania? Wow! Iar ăștia-n pula mea, alo, Triple H și pula mea Stan și Bran în spate, dar amândoi sunt grași, adică nu prea pot spune asta. Ok, vine toată lumea acum, ce dracu se întâmplă? O să am ceva, mergi la echipe din nou, ar fi prea stupid. Sunt foarte, foarte confuz. Help The Rock sau Help The Authority? Ajutăm pe The Rock, n-am ce să fac. Trebuie să-l ajut pe The Rock. Trebuie să-i bat pe ăștia. Le-am declarat război. Și trebuie să-i bat. Yeah. Stai că văd că se roagă acolo de el. Bă, potolește. Ia pumn în gură, dă-te dracu de grăsan. Opa. Nu, nu pumn în gură, nu pumn în gură. E, bine. Bine, psycho. Așa, în afară, du-te, dracu. Ehe. Ok, the two bets for business, what the fuck. Ok, nu prea am înțeles care e treaba. O să am meci cu The Rock la WrestleMania? Păi și meciul meu pentru centură, ce pula mea se întâmplă? Sau o să fie la următorul eveniment la Fastlane? Ia, yeah. Avem și un interviu, că dracu să ne... Ce dracu să vorbim despre The Rock? Showed up, there appeared to be a little dissension between the authority and you. Would you agree with that statement? Matchup, ok, deci s-ar putea... I grew up, nu? O să dau pe asta. This would be a match for the ages. Mai bine. Ok, deci se pare că nu o să am match la WrestleMania pentru centura, aparent. Că de ce dracu ar avea? Adică, pula mea, de acum încolo nu mai e șansă pentru centură. Dacă o să câștigi Royal Rumble, o să ai șansă să te bați cu The Rock în pula care apare odată pe an și spune același lucru și pleacă înapoi. Adică, ok, jocul ăsta e o prostie imensă, să-mi bag pula. Așa ceva. Vine SmackDown-ul și vine un nou match interesant cu Bray Wyatt. Am mai luptat cu el în trecut, dar... A trecut mult timp de atunci, adică vreau să vedem ce mai poate Bray. Ia de aici, Running Meteor, amice. Paștele mătii de bărbos, futu-ți crucea mătii cu piedica ta. Stai, mă, potolește-te, un bărbosule, mă. Asta e că și eu-s bărbos aici, da? Hai. Aolo, ce greu urci și... Da, se întoarce împotriva mea. Fac. Uite cum bat pula de meciul ăsta. Opa, ce manevră ai tu, prietene, de aici? Am uitat cum se cheamă ăsta. Fallaway, sper să nu greșesc. Mă rog, nu știu sigur, am uitat denumirea. Mai contează aici, iată-l sperii pe Bray Wyatt, așa ceva, cam nerealistă treaba. S-a speriat că m-am ridicat după ce mi-a dat un picior în spate, adică... WWE? Ce se întâmplă cu această minunăție de joc? Ok, Bray Wyatt aici. Hai să ies de aici repede și bang, dă-te dracu, și bang, super kick. Bang, jos, dă-te în sloboz, așa. Totul e bine, momentan.
Mă descurc ok, chiar dacă am început destul de prost meciul ăsta. Bray Wyatt a avut ceva de spus. A fost tocmai un crăsan autist aici. Oh, căcat. Oh, căcat. Ok, ok, poate îl pot prinde. Poate nu, cu reversal măcar. Măcar atât. Running Bulldog, bun așa. Și hai să vedem pe coarta, dar măcar aici să am timp să mă urc. Ok, a luat damage, adică na. A luat omul damage, morții măsii. Hai de acolo tu, Bray Wyatt. Snapmare și acum Big Boot, Zilla. Tararam, tam tam, tam tam. Morții mătii, Bray Wyatt întoarce din nou. Întoarce, întoarce pe... Nu știu dacă e însurat. Deși ea zice de bine dacă ar fi așa. Ok, și acum nu cred că ratez. Ok, l-am prins. A fost aproape să mi se întoarcă tot meciul împotriva mea. Deci așa ceva mai rar, dai bine, bine, bine. Rezist, rezist cum trebuie. Picior în spate. Bang. Hai și sus pe coardă. Haide Psy căutată. Haide Psy căutată și vine aici. Genunchi în abdomen, tată, și... Na, crezi că vine seria de picioare. Ei bine, n-a fost așa, dar e la fix cât să am și un signature și probabil după aceea un Koji Clutch care o să-mi aducă, pardon, victoria. Haide și un Kinshasa. Hai, prietene. Haide, Wyatt. Haide, Wyatt Kinshasa. Din păcate, mai trebuie damage. N-am ce să-i fac. Trebuie să-l mai bat. Oricum, era posibil să întoarcă. E, dar uite că nu întoarce aici. Picior, picior. Asta am vrut să fac mai devreme, dar n-a ieșit, din păcate. Sus pe coardă, sus pe coardă. Un nou salt frumos. Hai să vedem, sărim acolo, double foot stamp. De fapt e un diving double foot stamp, pentru că double foot stamp-ul poți face și de jos. Știți când făceam combo-ul, când aveam marele combo. Ok, un picior trebuie. Am nevoie de un reversal la Bray Wyatt neapărat. Hai să încerc să-l ridic. Poate așa, poate așa, poate așa. Hai Bray, întoarce. Nu vrea, așa să aibă două. Iisuse Hristoase, nu-i bine ce se întâmplă aici. Nu-i deloc bine ce se întâmplă în meciul ăsta. Nimic nu merge cum aș fi vrut eu să meargă. Hai de acolo, Psycho! Bine, dar nu mai întoarce nimic ăsta, aparent. A, v-am spus, când vorbesc eu de ceva, se întâmplă exact opusul, mă. Ha. Da, bine, data asta poate că a fost puțin mai bine, ea. Totuși am un avantaj destul de bun în meciul ăsta, n-ar trebui să-l pierd. Dar dacă printr-o minute să-l pierd... Ai! Am mai pierdut meciuri, adică... Am pierdut versus... Cum dacă îl chema pe la mă? Fandango, deci... Versus Jack Swagger. Finisher, ok, îl prind! Nu mă așteptam, așteptam să întoarcă manevra. N-o face Bray Wyatt. Și a cam belit-o pe scurt. Și încă o victimă pentru Koji Clutch. A, a prins punctul, tu spaștele mătii la a dat punctul fiind lângă el, dar degeaba! Degeaba, Wyatt! N-ai cum, nu te pui cu Psycho! Încă o victimă în episodul ăsta, 3 stele jumătate, probabil 4 pentru acest match. Mi se pare că îți dă și la sfârșit. Ia să vedem. Facem 4 stele meciul ăsta? Nu cred. Da, și nu se întâmplă nici nimic. Trebuie să fac un meci de 5 stele, nu prea îmi pasă ce vreți voi. Adică... Mă rog, un meci de 5 stele ar fi fost bun pentru că aș fi primit niște puncte pe acolo. Dar mă rog, hai să vedem în continuare ce ne așteaptă pentru episodul viitor. Trecem în a doua săptămână din această lună cu Fastlane. Băi, eu oare o să am meciul cu The Rock la Fastlane sau la WrestleMania? El arăta spre WrestleMania, știi? Dar nu știu ce să zic. Și de ce dracu se bagă Triple H? Adică de ce trimite pe Stan și Brand după mine? Nu înțeleg. Mă rog, haideți totuși să continuăm și să vedem meciul de la Raw-ul viitor. Iată, Taker vs. Sheamus, Cena vs. Neville. Ok. Se pare că l-au făcut și în joc jobber pe Neville, din păcate. Că tot veni vorba de Fandango. Ai să dea dracu. Fandango, bă. Bă, nu știu ce să zic, adică... Da, eu sunt mulțumit cu meciul ăsta. O să mă lupt cu Fandango, nu-i problemă. Să vedem aici locurile. Sunt top pe 10, bineînțeles. Randy Orton din Ambrose. Brian a urcat peste Sheamus. Probabil pentru că a pierdut cu mine. Îl ajut pe Brian, măcar așa. Misiune pentru data viitoare, să fac două manevre de final, 100 de puncte, cam mult cereți, pe asta vreau să-l bat destul de repede. Oricum, cam atât pentru astăzi, eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, să apăsați butonul de like, să vedem câte putem face, 600 ar fi fantastic. Eu am fost Quick, ciao les!